Urmează jurnalul Agro TV, prezentat de Camelia Varga. Bună seara, doamnelor și domnilor! Șarul Dornei, un loc dedicat păstoritului și creșterii animalelor. Reporterul nostru special, membru de bază în caravana Agro TV, a descoperit un super personaj, Gheorghe Iordache, 80 de ani, care în cea mai mare parte din viața lui s-a ocupat de mioare. Baciul este un român verde cu soluții și variante de rezolvare pentru orice problemă. Dar, tot ca orice român verde, are și un mare of. Munca lui se transformă în bucate gustoase și naturale, dar nu are cui le vinde. Nu e așa că oful acesta l-ați mai auzit și la alți agricultori? Este greu, este ușor la vârsta dumneavoastră să vă mai ocupați de animale? Da, deci cât pot, într-o proporție mai mic, sprijin și eu activitatea. Într-o proporție mai mică, dar sprijin pe motivul că mi-a plăcut și din plăcere vin și eu la treabă. Deci de la animale producem brânze, carne, astea sunt produse care le mai vindem noi, dar le vindem la niște prețuri cam mici numai. Și cei ce ar fi, dacă ar fi lâna să aibă valoare, să putem vinde, lapte să fie vândut, că noi îl vindem cu un leu kilogramul și noi care îl producem și facem și muncim la gospodărie, iar cei care îl vând și îl dau piață acolo, când nu se cumpără, le cumpărăm cu 5-6 lei. Diferența asta care noi producem e de un leu și alant diferent urcă de atât. Pare dacă ar fi pe din două. Nu, așa suntem aici, avem o pierdere, că munca e cumva la noi, nu ne lasă nici ne îmbolnăvim, nici concediu, nici zi de... Trebuie de multe ori ne sculăm și noaptea, mergem la adăposturi, supraveghem vite sau cât ar trebui un pic mai îmbunat. Cu toată plăcerea care o avem noi pentru creșterea animalelor, dar datorită faptului că ajungi la problemă productivă, este și partea leului. Nu putem mai interna tineret să le aducem în urma noastră. Cum am luat-o? Noi de la bunici, la străbunici, la părinți, fiindu-ne dragă munca, noi am dat bătăi și atunci, an de an, am luptat la zotenie și avem și în ziua de astăzi. Și vrem ca să lăsăm în continuare celor urmași care sunt, să lăsăm odată și terenuri și utilajele și vitele și niște condiții care se poate trăi, se poate vorba ce folosi, să înaintăm și noi, să progresăm, nu să dăm înapoi. Un adevărat corn al abundenței pare să se fi revărsat în Bucovina. Una dintre echipele noastre de filmare a strâns dovezi de necontestat despre bogăția și ospitalitatea românilor din Bucovina. Vă avertizez, urmează un reportaj marca Agro TV care vă poate îndrăgosti pe viață de această parte din țară. În plus, există pericolul să câștigați niște kilograme în plus doar privind imaginile. Vă urez atât vizionare plăcută, cât și poftă bună! Ceea ce pregătim aici este tocana de mistreț, care este foarte ușor de pregătit. Uitați ce consistență. La ce se folosește? Doar carnea de mistreț? Aici, acum, în ceaunul ăsta, doar am carnea de mistreț, iar dincolo la buturugă facem un balmuș foarte, foarte bun și el, la final, o să vi-l prezentăm. Se servește cu dulceață de merișoare. Vorbim de bucătăria bucovineană, bucătărie tradițională, sunt bucate alese, specifice zonei. Exact ceea ce este în Bucovina, ce am spus mai devreme cu multă dragoste făcute și am pregătit astăzi aici. Avem o ciorbă de hribi, din coace avem și copii și ne-am gândit să facem o supă de găină de casă cu găluște, o ruladă foarte bună cu brânză și spanac. E pastramă de porc, iarăși o ruladă de casă făcută de noi, ruladă de casă, avem niște perișoare foarte bune, cârnați de porc. Din coace avem un salam amestec mistreț și cu căprioară, un salam doar de un cârnaț de mistreț, aici avem o pastramă foarte bună de mistreț, iarăși o ruladă de casă și aici o ruladă de pastăre care o facem destul de des. Văd că aici carnea de mistreț este la mare preț. Da. Este folosită aproape în toate platourile pe care le aveți prezente aici. Da, ne place să folosim foarte mult vânatul, porcul și vițelul și oaia. Noi cam asta, pe linia asta și pasăre de curte. Aici avem o dulceață făcută de ardei iute. Ia, uitați ce bine arată.
Avem o zacuscă care noi o pregătim pentru oaspeții noștri cu hrib, sarmalele cu rasol afumat și ardeal în plus, iar aici vreau să ajung, avem hribul cu smântână care merge foarte bine cu mămăligă, hârnațul de porc pus la cuptor și cu coasta afumată, scărița, cum îi spunem noi. Și să trecem la deserturi. Și aici avem de ales? Da. Avem o plăcintă poale în brâu, cu brânză dulce și stafide. Avem pregătit plăcinte cu afine și cu miere. Și compoziția aluatului este făcut doar cu unt de casă, ceea ce vedeți aici. Și nelipsita de altfel prăjitură făcută cu zmeură, care avem în cultura noastră proprie. Vreau să spun, inclusiv noi avem afinele care avem cultura noastră proprie, deci afinele care dețin o suprafață de 20 de hectare. Avem păstrăv care noi îl procesăm, îl facem și afumat și proaspăt, îl facem în suc propriu. Avem brânza de burduf care merge foarte bine la tocana de mistreț și tocana de vițel, o salată de sfec l-am pregătit și nelipsitul balmuș. Unde am stat afară și l-am păzit, pot să spun că am contribuit cel puțin la prepararea lui. Cum este? Gustul de mămăligă cu dulceasă este aparte. Și se simte, deci gustul de brânză, exact ce am pus alea trei feluri de brânză, maturată, brânza dospită și brânza și telemeaua de altfel. Se simte gustul autentic. Pesta porcină africană provoacă și în acest moment pierderi uriașe în țară. Deși valoarea exactă a pagubelor încă nu poate fi stabilită cu exactitate, specialiștii vorbesc despre pierderi de zeci de milioane de euro și despre închiderea unor mari afaceri. Afectați sunt și comercianții care aveau contracte cu marile ferme. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase. Cu detalii despre acest subiect vine colegul meu, Marius Milea. Pentru a preveni răspândirea virusului, PPA trebuie să ține seama de anumite recomandări. Exploatația pe care o deține să fie împrejmuită. Vor fi interzise vizitele în fermă fără o dezinfecție corespunzătoare. La intrarea în exploatație să se respecte regulile sanitar-veterinare. Toate mijloacele de transport să fie riguros dezinfectate. Dacă la animalele pe care le dețineți observați respirație îngreunată, apatie, imposibilitatea de a sta în picioare, lipsa poftei de mâncare, febră mare și pete roșii-albăstrui pe piele, în special în zona urechilor și a râtului, anunțați medicul veterinar. În același timp, trebuie să evitați contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi sau contactul cu oamenii care poartă haine sau încălțăminte contaminate. Nu intrați în contact cu materiale contaminate sau cadavre de animale. Și mare atenție la hrănirea suinelor. Să nu existe resturi alimentare contaminate. Schimbați hainele și încălțămintea de fiecare dată când ieșiți din gospodărie. Totodată trebuie să aflăm cum protejăm gospodăria de acest flagel. În primul rând ne asigurăm că achiziționăm furaje, așternut și porci din unități verificate. Nu lăsăm porcii din alte gospodării să intre în contact cu cei din gospodăria noastră. Asigurați-vă că porcii dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții. În același timp, vânătorii și câinii de vânătoare să nu vină în contact cu porcii din gospodărie. În caz de suspiciune de PPA, ANSVSA se asigură că sunt instituite măsuri de investigare pentru confirmarea ori infirmarea prezenței bolii. Atunci când ANSVSA consideră că prezența pestei porcine africane într-o exploatație nu se poate infirma, exploatația trebuie imediat plasată sub supraveghere oficială. În caz de confirmare PPA, toate porcinele din exploatație vor fi ucise fără întârziere, sub control oficial și într-o manieră care să evite riscul propagării virusului PPA. De asemenea, se prelevează un număr suficient de probe, astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul pestei porcine africane în exploatație și perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploatație înainte de notificarea bolii. După uciderea porcilor, adăposturile și vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor, precum și echipamentul, trebuie dezinfectate, iar așternutul și pentru animale și gunoiul de grajd trebuie distruse.
Direcția sanitar-veterinară Covasna a anunțat apariția virusului pestei porcine africane și în acest județ. Virusul a fost confirmat la 2 cadavre de suine depistate într-o groapă de gunoi de la marginea municipiului Sfântul Gheorghe. Din investigațiile preliminare a rezultat că animalele au fost crescute într-o gospodărie din municipiu timp de aproape un an, fiind furajate preponderent cu resturi alimentare, provenite inclusiv din tomberoane și platforme de gunoi. S-a stabilit o zonă de protecție pe o rază de 3 km și, de asemenea, o zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul focarului. Cazul se află în continuare în cercetarea autorităților sanitar-veterinare județene și ale organelor de poliție. România se află încă sub epidemia de gripă, iar 79 de persoane au decedat din cauza bolii. Vaccinarea rămâne valabilă și în perioada următoare, fiind soluția pentru prevenirea îmbolnăvirilor, conform sfatului doctoriței, fosta director de spital, actualmente șef peste Ministerul Sănătății. Același demnitar atrage atenția că și în această lună pericolul epidemiei de gripă va fi real. În concluzie, puneți accent pe igienă, mâini spălate, evitați pe cât posibil transportul în comun și imunizați-vă cu vaccinul antigripal. Atenție, vaccinul își face efectul în aproximativ 2 săptămâni de la imunizare, dar are și contraindicații. Și, din nou, atenție, există vaccin care se face doar copiilor și un altul dedicat doar adulților. Specialiștii din horticultură și viticultură atestă o creștere a numărului de cazuri de îmbolnăvire a plantațiilor de vii și livezilor din Republica Moldova. De vină este specia dăunătoare Drosophila Suzuki, o muscă de fructe care afectează fructul în timpul etapei de maturare. Să urmărim materialul trimis de colegii de la AgroTV Moldova, pentru că acest dăunător care a invadat livezile fermierilor europeni produce pagube foarte mari. Potrivit cercetătorilor, specia dăunătoare originară din Asia de Sud-Est a invadat masiv țările din Europa, precum și Republica Moldova, și necesită a fi întreprinse un șir de măsuri de combatere. În acest context, Tudor Cazac, doctor în agricultură la Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologie Alimentare, consideră că metodele de combatere pot fi dezvoltate în câteva direcții, organizatorice și de sanitare generală, prin nimicirea resturilor fructelor căzute pe jos după recoltă. Chimice prin utilizarea insecticidelor, însă sunt anumite impedimente în acest caz. Metodele mecanice prin folosirea benzilor adezive, capcanilor, plastelor speciale. Mai nouă metodă promițătoare poate fi controlul biologic al insectelor prin folosirea prădătorilor și insectelor parazite, microorganismilor care, conform unor cercetări, sunt dușmanii naturali ai acestia. Mai multe detalii despre specia dăunătoare Drosophila Suzuki și opinia specialiștilor în domeniu o puteți găsi pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, miadrm.gov.md. În ultimii 3 ani, Uniunea Europeană și-a deschis aproape complet piața pentru importurile fără taxe vamale din Republica Moldova. Acest lucru a oferit o mare oportunitate companiilor din Basarabia. Pe de altă parte, nu toate companiile de peste Prut sunt conștiente de modul în care pot beneficia de această deschidere către vest. Uniunea Europeană finanțează un pachet de sprijin pentru unele companii moldovenești pentru a le ajuta să înțeleagă mai mult despre modul în care pot beneficia de importurile fără taxe vamale din Republica Moldova și pot obține un acces mai mare la piața UE. Acest pachet va fi furnizat printr-un proiect de asistență tehnică finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cooperare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Sprijinul va fi oferit companiilor care exportă deja în UE, dar care doresc să afle mai multe despre modul în care se pot baza pe succesul lor printr-o mai bună înțelegere a reglementărilor. Totodată se va oferi suport companiilor care se gândesc la export, dar nu știu cum să înceapă și cred că reglementările ar putea fi prea complicate pentru a le depăși. În esență, orice companie care urmărește să devină mai competitivă prin extinderea activităților sale pe piața europeană. Pachetul de sprijin vizează furnizarea exactă a unei cantități de informații fiecare
companii în măsură în care aceasta are nevoie pentru a beneficia de deschiderea pieței europene. Logic, companiile vor avea nevoi diferite, deoarece au avut un nivel diferit de experiență. O echipă de experți naționali și internaționali va colabora cu fiecare companie și va conveni asupra unui program individual adaptat. Programul va lua forma unei combinații de ateliere, mese rotunde și discuții față în față. Implementarea integrală a pachetului va avea loc pe o perioadă de 12 luni. Cererile de aplicare trebuie depuse până pe data de 28 februarie curent la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Mai multe detalii găsiți pe site-ul odim.md. Prezent la conferința anuală Clubul Fermierilor Români 2019, ministrul agriculturii Petre Daia a oferit câteva lămuriri cu privire la ultimele ordonanțe de urgență date de guvern în urmă cu câteva zile. Vorbim despre programul de suine, programul avicol și legea risipei alimentare, care a suferit mai multe amânări în ultimii ani. Ce a spus ministrul? Aflăm imediat. În primul rând, ar trebui să vă spun că sunt atât de necesare, de aceea le-am și elaborat, de aceea și le-am și aprobat în ședința de guvern. Sunt două sectoare, deci sectorul avicol și de crescători și de suine, sunt două sectoare foarte, foarte importante pentru economia țării românești, pentru fermieri. Și de aceea am, după ani de zile, iată, pentru că sunt 2 ani de zile de când lucrăm la actele normative care au fost puse pe de o parte în regulă și aprobate de Parlamentul României, pe de altă parte au fost puse în acord cu Comisia Europeană și s-au primit observații pe parcurs, observații care au fost preluate în așa fel încât lucrurile să fie în regulă și am ajuns în această fază de a aborda în întregime actul normativ. Urmează, sigur, actele subsecvente pentru a începe activitatea în domeniu. Apoi, sigur că și risipa alimentară este bine cunoscută de către noastră, o preocupare formidabilă a societății și nu numai la noi. Este vorba de o abordare europeană. Noi am elaborat un act în acest sens și l-am completat cu hotărârea de guvern pe care ați văzut-o că a primit aprobarea primului ministru a guvernului pentru a fi pus în lumina monitorului oficial în așa fel încât să se folosească de aici încolo. Elita agriculturii românești a fost reunită de compania AgriCover într-un eveniment caracterizat de cunoscători ca fiind cel mai mare din agribusinessul românesc. Mă refer aici la conferința Clubul Fermierilor Români 2019, care și-a propus ca în fiecare an să aducă în atenție tehnologiile de ultimă generație și tendințele de pe piețele agricole. O precizare extrem de importantă. La eveniment au fost invitați și reprezentanți ai autorităților europene, care au prezentat ultimele noutăți cu privire la schimbările și reglementările europene post-2020, modificări de impact asupra industriei agricole autohtone. Un alt concept de conferință și cred că cu toții din sală, cu toții care am participat, în prima jumătate a zilei suntem în măsură să comparăm cu evenimentele precedente. Ceea ce mă bucură foarte mult, mă bucură interesul și răbdarea pe care ați avut-o, le-ați avut, să fim împreună. Avem această ocazie să fim împreună, să discutăm, să prezentăm idei, să prezentăm un nou proiect care lansăm un club ca asociație pentru fermieri, ca persoane juridice care se ocupă de lobby, care se ocupă de proiecte comun, care merge la Bruxelles, merge la București, să susține și să ajute fermieri în a găsi soluție pentru viitor. Împreună suntem în acest agribusiness confruntat cu niște schimbări care ne așteaptă după 2020, în termen de subvenție, în termen de legislație, în termen de tot tip de proiecte mediu. Trebuie să împreună găsim cel mai bună soluție pentru România, pentru agricultura și noi, AgriCover, sprijinim această inițiativă, acest club de fermieri mai formal
mai activ ca think tank în engleză, ca lobby, ca susținere pentru fermier, pentru fermier performant. Pentru că aici în sală sunt într-adevăr 1000 de fermieri care lucrează foarte mult teren, care sunt performanți și care contribuie la economie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. În continuare, vă invităm să urmăriți AgroMeteo și după emisiunea Agricultura la raport, realizată de colegul meu, Ovidiu Ghinea. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, cerul va fi mai mult noros. Izolat, se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie sau burniță și doar la munte, la altitudini mari, pe arii restrânse, vor fi precipitații mixte. Cu totul izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-estul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între minus 4 și 4 grade. Local, în zonele joase de relief, se va forma ceață. Mâine, valorile termice diurne vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 9 grade. Cerul va avea înnorări temporare în nord-vest și va fi mai mult noros în rest. În regiunile sudice, spre sfârșitul zilei, izolat, se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est și sud-est și pe crestele montane. Pe arii restrânse va fi ceață, posibil asociată cu burniță sau fulguieli. Pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri, aprovizionarea cu apă în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea regiunilor agricole ale țării. Deficite de umiditate în sol se vor înregistra în nordul și local centrul Dobrogei, nordul și estul Munteniei, sudul, estul, izolat în centrul, nordul și nord-estul Moldovei, sud-estul și centrul Transilvaniei, nord-vestul Banatului. În majoritatea regiunilor agricole, la culturile de câmp și speciile pom-viticole, se va continua stadiul de repaus biologic. Pe fondul temperaturilor maxime mai ridicate din aer și sol din zilele cele mai calde, la cerealiere de toamnă semănate în epoca optimă din zonele de câmpie, vor fi posibile reluări lente și temporare ale proceselor vegetative. Culturile de orz și grâu de toamnă vor înregistra fazele de formare a frunzei a treia și înfrățire, iar la cele înființate după 20 octombrie 2018, răsărirea și apariția frunzei a treia. În sudul, sud-estul, estul, centrul și vestul țării, rapița înființată în perioada optimă își va continua dezvoltarea aparatului foliar, uniformitatea și vigurozitatea culturilor fiind pe ansamblu medie și slabă. În plantațiile pom-viticole și viticole se va menține stadiul de repaus biologic, speciile fiind bine adaptate la condițiile de iernare. În zilele fără precipitații, lucrările agricole specifice acestei perioade se vor putea desfășura pe ansamblu normal. Controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă și a elementelor de rod la speciile pom-viticole. Administrarea îngrășămintelor pe bază de azot la culturile de toamnă, precum și a celor organice în vii și livezi. Efectuarea arăturilor adânci pe suprafețele agricole fără strat de zăpadă și cu îngheț superficial la sol.